Siguranța școlarilor și preșcolarilor ar trebui să fie prioritară în interiorul unităților de învățământ pe care le frecventează. Cu toate acestea, zeci de școli și grădinițe funcționează în clădiri cu risc seismic, care nu au fost verificate în ultimii ani. Unele dintre clădirile în care elevii din județ învață sunt fie clădiri istorice cu un risc seismic ridicat, fie clădiri care nu au un aviz ISU sau DSP. Și atunci, în aceste clădiri, nu poate fi vorba de un act educațional de calitate, pentru că, odată cu scăderea calității acestuia, vine și scăderea siguranței elevilor. Și atunci, în aceste unități de învățământ, integritatea psihică și fizică a elevilor nu poate fi asigurată în mod corespunzător. 79 de unități de învățământ funcționează în clădiri vechi, date în folosință înainte de 1978, iar multe dintre acestea nu au expertiză seismică. Printre ele se numără și 24 de grădinițe. Una dintre unitățile de învățământ unde nu a fost făcută expertizarea tehnică este liceul energetic. Conducătorii unității spun totuși că au în vedere acest aspect și că rezolvarea situației face parte din planul managerial pentru 2021. Cunosc această problemă, ne-am propus în anul acesta 2021 să abordăm această problemă, să solicităm primăriei fondurile pentru obținerea acestei autorizații, sau cum s-o mai numi ea acum. Liceul are două corpuri, unul este mai vechi, în 66, unul în 78, dar totuși clădirea este în foarte bună stare de funcționare. De curând am obținut și o autorizație de la ISU, deci ne-au verificat și aceea. Sunt unități de învățământ care funcționează de peste 100 de ani. Aici, directorii au grijă ca toate verificările să fie la zi. Cu toate acestea, există probleme care necesită rezolvări urgente. Aspectul tehnic se leagă însă de vechimea imobilului. Construcția clădirii a fost realizată între 1923-1928, a suportat de-a lungul timpului o serie de reparații și de mai mulți ani se pune în discuție necesitatea reabilitării atât și consolidării, atât din punct de vedere fizic, cât și energetic. O parte din tâmplărie este deteriorată, sunt pierderi de căldură, sunt consumuri neeficiente și toate acestea justifică cuprinderea clădirii într-un program de reabilitare energetică, ceea ce a presupus în ultimii ani tot felul de studii, de expertize, de verificări. Cu toate că apar pe lista celor care nu au fost verificate în ultimii 5 ani, sunt și unități de învățământ unde conducătorii acestora susțin contrariul. Grădinița de aplicație, care este din 1933, are expertizarea făcută, ca și celelalte de altfel, în 2017, pentru că avem în derulare două lucrări foarte importante care au necesitat această expertizare. Este vorba despre refacerea acoperiș și execuție scară de incendiu, pentru că sunt recomandări pe care le-am primit. Autoritățile spun că vor face verificări ale fiecărei clădiri în care se desfășoară activități didactice care se află în patrimoniul administrației locale. În același timp, echipele municipalității realizează inventarul tuturor clădirilor publice cu potențial risc seismic din municipiul Constanța. Cele mai multe se află în zona centrală și peninsulară a orașului și au fost construite în prima jumătate a secolului 20.